Bună dimineața, prieteni! Astăzi n-am putut să stau în casă de nicio culoare, așa că am decis să ies la pescuit. Temperaturile nu sunt foarte mari, sunt câteva grade peste zero, o ceață densă și, ce să zic, mergem să facem o partidă la știucă pe aceeași balastieră pe care am mai fost. Targetul zilei e să prind o știucă mare. Nu știu, nu mă aștept să fie foarte active, nu mă aștept să fie, va fi un pescuit dificil pe temperaturile astea, dar clar mult mai spectaculos decât statul în casă. Am luat și barca cu mine ca să dăm o notă interesantă lucrurilor. Să vedem dacă reușesc să o și pun la apă ușor. Și ce să zic, va fi interesant de văzut la ce reacționează știucile. Data trecută au funcționat nălucile, în special woblerele de talie mare. O să încep, bineînțeles, și de data asta cu ele și dacă nu primim niciun răspuns de la dințoase, o să mai experimentăm. Rămâneți cu mine să vedem cum decurge această zi de pescuit iarna. Bun, prieteni! Și suntem pe apă. Am pus prima dată o gumă, deși am zis că încep și dau cu un wobbler. Am pus o gumă. Astea sunt noile gume de la Storm, se numesc V-Slab. 14 cm, mi se pare o dimensiune ideală pentru știucă. Și așa că o să dau câteva mâini cu gumele astea. Să văd dacă am ceva surprize. Ele sunt gândite și pentru a fi montate pe offset, au un canal așa pe spate. Practic niște gume destul de mari care pot fi pescuite ușor în vegetație sau agățături. Dar merg și pe jig normal. Ajută dacă puneți un pic de super glue să le fixați și mai bine. Ia să vedem ce zic și cu metrele. Și o zonă cu apă mai adâncă. Nu-i neapărat să fie aici. Apare 4,8 grade. E rece, dar nu-i foarte rece. Și afară văd că s-a încălzit un pic. Cred că e peste 5 grade în momentul ăsta, ceea ce e un lucru bun. Cred că sunt șanse să iasă și soarele astăzi. Aici pescuim pe 5 metri. E o zonă cu apă mai adâncă, singura chestie care nu-mi place că nu prea sunt structuri aici, în afară de plagul din mal. Ceea ce e ok, e o structură bună, proeminentă. Dar parcă aș vrea să fie un pic și altceva, o să mai înaintăm. Bun. Hai să trecem și la un wobbler.
Ce ziceți de acest Super Shad Rap, de exemplu? Care coboară mai jos. Un Magnum. Ce părere au fetele de acest Magnum? Momentan le aduc liniar, nu fac nimic ieșit din comun, constant, liniar, nici prea repede, nici prea încet. Ce mă gândesc să încerc sunt niște jerk bait-uri suspending pentru genul ăsta de ape când pescuim pe ape mai reci, știu ce le sapatice. Pescuit așa cu pauze lungi, un jerkbait suspending poate să fie cheia. Să vedem imediat. Bineînțeles, trebuie să fii și pe o zonă unde sunt știuci. Sunt mai multe lucruri care trebuie să se suprapună ca să tragi o concluzie pertinentă. Nu știu ce să zic de soarele ăla care v-am promis că iese. Ia să-mi dați un indiciu. Știu de ce să mă leg. Vreau să-mi dați un indiciu, un indiciu. Să știu de ce să mă leg. Aș vrea un indiciu, un indiciu, un indiciu. Să știu de ce să mă leg. Haide, dați un indiciu, un indiciu, un indiciu. Nu vă sfiți. Uită-mă pe jerk cu bait. Pe jerk în bait. Uită-mă pe jerk în bait.
Bun, deci s-a oprit și camera. Ai, superficial înțepată. N-aș vrea să o pierd. Această primă știuca zilei. Jerkbait-ul, iarăși, m-a salvat. M-a salvat jerkbait-ul. Cum ziceam, pe vreme rece, ia să vedem cât e de frumoasă. Mică nu e. E clar că mică nu e. Hai, prietena! Hai, prietena! Nu știu că frumoasă nu-i nici aia mare pe care o căutam. Foarte energică, foarte, foarte energică. Uite, oh, dar nu-i nici mică. Nu știu că foarte faină. Ia uite. Pe la 2,5 kg, 3. Hai că vă arăt mai bine. Pe X-Trap. Asta tigrată, o să vină aici în spate. Ținem un pic să-și revină, că... Uai, ce cald de apă! S-a dus! Super tare! Prima știuca zilei la jerkbait, exact ce am zis. Se pare că jerkbait-urile suspending pot să fie o soluție astăzi. E singurul pește, am încercat până acum o grămadă de chestii. Doar la asta a răspuns, să vedem. Acum o să continui cu chestia asta, să vedem dacă într-adevăr este soluția câștigătoare. Bun, primul indiciu, domnule. Asta e altceva deja. Asta este altceva. Se pare că doar trebuia să le cânt un pic. Se pare că doar trebuia să le cânt. Și primul indiciu a apărut. Ai încă una. Să-i dăm de pattern. Știu că a venit pe un jerkbait de 12 cm, Rapala X-Rap. După cum vedeți, îl recuperez cu stopaje și dau câte un jerk așa din vârful lansetei, după care îl opresc și întind firul. De obicei pe pauzele astea, care poate să fie și mai lungi, dacă vedeți că răspund, cu cât e mai rece apa teoretic, cu atâta puteți face pauzele mai lungi. Cu cât sunt mai apatici răpitorii, cu atâta puteți să-i stârniți mai eficient cu pauze mai lungi. Fac undeva la 2 secunde, ceva de genul. Și dau pompajele destul de puternic ca să aibă niște întoarceri de astea foarte vizibile în apă. Adică el face stânga-dreapta pe pompajele astea și imită un peștișor rănit, o pradă ușoară.
La gerbeitul ăsta am prins și cea mai mare știucă din viața mea. Știu că de 126 de centimetri. Gripul s-a oprit la 30 de livre, nu știu, aproape 15 kg. Dar sigur avea mai mult. Vă invit să vizionați video-i pe canalul de YouTube. Tot așa am fost pe un lac de ăsta de balastieră la Vladimirescu. Nimeni nu știa, nu și-a imaginat că există așa știucă acolo. A crescut foarte mare, foarte mare. Tot ce ne rămâne e să-i dăm un power fishing. Încă una, e clar. Asta este pattern, dragilor. Asta deja este pattern. Ai de capul meu, asta e mai faină. Asta e mai faină și l-a luat de tot. Excelent. Asta, dragilor, este pattern deja. A doua știucă. Fai, cât am dat. Trecut prin toată trusa și n-am avut la nimic. Și uite ce înseamnă să găsești năluca potrivită, mai ales la știucă. Chestia asta ta e, cred că e cea mai evidentă când ai după știucă. S-a întâmplat și la alte specii, de parcă la știucă nu vor nimic. Și când le găsești, uite acolo cum stă wobblerul. Super tare! Excelent! Excelent! Hai frumoasă că îți dau drumul imediat. Invers l-a luat. Vedeți? Gerbeitul l-a luat invers. Hai frumoasă! Nu fac o prostie acum, încercând să te rănesc cât mai puțin. Uite-o! Uite-o cât e de faină! Și asta, superb! Superb! Ia să vă arăt cum stă wobblerul acolo. Și l-a luat pe dos. O să iau cleștele ăsta mai lung. Asta e un clește special pentru chestii de genul, ca să rănești cât mai puțin peștii. Uite, o ieșit deja. Acum doar îl extrag din gură. Frumusețe de știucă, a doua, super faină, super, super faină, și wobblerul, excelent, hai să-i dăm drumul și el, pe partea asta la ta, ia uite, ce colorit frumos de apă limpede. Excelent! Faină și asta! Ah, pentru tine merită să-mi bag mâinile în apă! Hai, cât ești de faină! Hai, prietena! Uai, ce plecare! Uf.
Vai, cât e de fain când rezolvi puzzle-ul. Frumusețea pescuitului la răpitor e exact puzzle-ul ăsta care trebuie să iei piesă cu piesă, să pui. Câteodată ai senzația că ești pe nicăieri. Asta, de exemplu, ultima am prins o napă de 4,5 metri. Asta nu coboară atâta. Coboară 1,5 metri, maxim 2. Poblerul. Dar când face ce trebuie, știu că se ridică. Urcă ea, nu mai trebuie să coboare el. X-Rap Jerkbait. Super fain. Super, super fain. Minune. Hai să-i dăm drumul. Asta a fost rănită la un loc, da? După cum vedeți, se descurcă. Hai să-ți dăm drumul frumos. Ce vrea să plece? Uite-te aici. Uai, ce energic! Deci se luptă foarte, foarte, foarte fain. Prieteni, iarna, ziua e destul de scurtă, așa că nu mai am mult de pescuit. O să închei imediat. Vreau să vă povestesc puțin despre partida de astăzi, ce am învățat, ce a mers, ce n-a mers. Ați văzut că, nu știu, cred că prima oră jumătate n-am avut niciun atac, am încercat mai multe variante, am mers pe voblere care merg mai la adâncime, gen Magnum, am încercat gume, am încercat Redlin, am încercat o tonă de variante și știu cine n-au răspuns de niciun fel, după care am trecut pe niște jerkbait-uri suspending, și anume X-Rap de 12 cm și am început să prind niște, știu, zic eu, destul de frumoase. Echipamentul pe care l-am folosit e o lansetă custom, medium până în 21 de grame. Mulineta am folosit o Shimano Kronark și același fir Suffix Matrix Pro de 0.18. Struna e din flor carbon, găsiți pe canalul nostru și un tutorial despre cum vă puteți confecționa singuri strunele astea de flor carbon. Una peste alta a fost o zi super reușită, am rămas singur pe baltă, au mai fost doi băieți, ce să zic, o vreme ideală de știucă. M-am simțit foarte bine, sper că și voi, sper că ați mai învățat ceva. Nu uitați să dați un like, subscribe la canal ca să
fiți la curent cu cele mai noi episoade și până data viitoare vă urez fir întins și aveți grijă de voi. Salut!